conform dispoziția primarului privind convocarea Consiliului Local a Comunei Timișoara județul Bacău, în ședință ordinară la data de 26.11.2020, orele 14. Doamna secretară, prezența, dacă... Cine lipsește, vă rog? Lipsește domnul Neagui Andrei. Da. Domnul Hăineală Valentin Vasile. Și domnul Ortean Caru Iosif. Sunt motivați sau... Nu m-a anunțat nimeni. Nu m-a anunțat nimeni. Este ora 14, atunci dacă apare, vedem mai. Se convocă Consiliul Local al Comunei Timișoara, județul Bacău, în ședința ordinară, în ziua de orele 14, în sala de ședință a primăriei, cu următoare proiect de ordine de zi, conform anexei, prezență dispoziție. Comisiile a fost aici, am dezbătut fiecare proiect în parte, s-a dat aviz favorabil la toate proiectele. Cred că nu mai vreți să mai le citesc o dată care sunt avizele. Ei au avizele, supun la vot. Dacă sunt discuții asupra proiectului de hotărâri, discutăm. Dacă nu, nu. Dacă îmi permiteți să mai adaug un proiect de hotărâre făcută de mine și nu a fost trecut în invitație din asta. După două avizi am depus proiectul. Dacă sunteți de acord să băgăm și hotărârea asta care e. Da. Sunteți de acord? Da. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Sunt de acord, da. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de luat lucru. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.11.2020. Cred că ați citit, știți, ședința trecută a fost aici. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Nu mai toată lumea. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal a ședinței din data de 05.11 a ședinței extraordinare din data de 17.11. Tot ăsta e? Sau nu? S-a aprobat, nu? S-a aprobat ăsta. Atunci mergem la proiectul privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli a listei de investiții al Comunei Timișoara, județul Bacău. S-a pus în fața comisiilor, a fost discuția asupra avizului și s-a dat aviz favorabil comisiile. Dacă sunt încă discuții asupra proiectului. Domnilor consilieri, sunt discuții? Dacă nu, supun la vot. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Trecem la Trecem la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohia ortodoxă Timiș-Făget și două proiecte sunt, și ortodoxă și catolică. A fost proiect de hotărâre în primăvară, mi se pare, în aprilie, când s-a votat proiectul către 50.000 de lei pentru parohii și acum au venit dânsii cu facturi, cu totul a depus și dacă sunteți de acord să-i dăm bani. Catolică și ortodoxă, 50.000 de lei. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Putem trece la
pentru catolică, da. Și pentru, am spus odată, pentru amândoi. Darea pentru colegiul meu și mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 549 din 2709-2018, emisă de SAIF-N, aferentă proiectului modernizarea drum comunal 10142 km 03+640, sat Târhuș, comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Contract de finanțare numărul din data de 14.03.2018. 18. S-a citit, s-a analizat, s-a dat raport de specialitate are, raport de aprobare are, are avizul comisiilor, dacă sunt discuții asupra proiectului. Domnule consilier, supun la vot. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Revin la proiectul privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Primarului Comunei Ghimeș-Făget în Consiliul de Administrare al Unității de Învățământ Liceului Tehnologic Făget. A fost propus, cine a fost propus? Domnul Haineală Valentin și domnul Suciu Dumitru și din partea Consiliului Local, doamna Cuba Gabriela. Dacă sunt discuții asupra, supun la vot. Cine e pentru? Cine se abține? Cine e împotriva? Raportul de specialitate, raportul de aprobare e. Este. Trecem la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 pe raza comunei Ghimeș-Făget. A fost discutat în ședință de comisie, avem referat de aprobare, avem raport de specialitate. Total ce s-a modificat, am înțeles că s-a crescut impozitul pe clădiri sau pe unde, doamna secretar, 7 lei, nu? Conform 3,8% indicele de inflație, care este cam în jur de cam pe clădiri, adică pe gospodării, tot, cam 7 lei. Tot aceeași, conform majorării cu 3,8% indicele de inflație, cam atât e 7 lei. Domnilor consilieri, discuția aveți asupra... Aici pot să Aici a mai fost modificată, și știți foarte bine, ați fost la comisie, prețul la apă. Având în vedere faptul că a fost curtea de conturi aici la Ghimeș, anul ăsta a terminat, ne-a lăsat și o măsură că nu ne acoperim cu cheltuieli, adică ce încasăm noi bani de la populație, nu putem să acoperim cheltuielile aferente rețelei de apă. Din cauza aia s-a modificat prețul. Ca să știe toată lumea, ca să nu fie după aia probleme. Discuții. Discuții. Ați avut nu cred. Nu. Bine, mulțumesc. Da. Supun la vot hotărârea. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de înlocuire amenzii cu sancțiunea obligării contravenentului la prestarea unei activități în folosul comunității, precum și darea în scădere a creanțelor provenite din amenzi contravenționale.
A fost discutată în comisii, s-a dat aviz favorabil comisiile, avem raport. Domnul primar, dacă vreți să... Da, și aici aș vrea să clarificăm un lucru. Avem o grămadă de amenzi neachitate la primărie. De la anul, cine o să ia amendă și nu vine să achite, atunci o să dăm în judecată și vine și face prestări în folosul comunității. Adică câte zile decide judecătoria că trebuie să lucreze, atâta zile o să vină, o să lucreze în folosul comunității la curățenie, curățarea șanțurilor, marurilor și așa mai departe. Așa prevede legea. Da. Altceva. Avem discuții asupra proiectului, domnilor consilieri? Sunt discuții? Supun la vot. Cine-i pentru? Cine se abține? Cine împotrivă? Asta, nu? Proiect de hotărâre numărul 85. Privind înființarea organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip B2 prin reorganizarea serviciului de categoria 2 al Comunei Nimeș-Făgeș, județul Bacău. S-a discutat și s-a dat comisiile de specialitate aviz favorabil. Dacă în privința proiectului, doamna secretară, domnul primar, aveți... Avem nevoie de această hotărâre pentru avizarea serviciului, ca să poată funcționa legal. Asta este. Discuția asupra proiectului, domnul consilier. Sunt? Nu, de serviciu înființat. Așa, da, și doar trebuie... Avizat. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Nimeș-Făget. A fost citit, discutat, s-a dat comisia, care comisia a dat, să vedem, Comisia 1 a dat aviz favorabil. Aici discuții. S-au propus membrii dintre consilieri, domnul Anto, subsemnatul Anto Ianuș și Billy Bob Robert. Dacă aveți, avem discuții asupra proiectului. Domnul consilier, propun la vot. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 91. Privind asigurarea operativității în cadrul procedurii de aprobare a depășirii posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale, în cazul în care arborii afectați de factori destabilizatori, biotici sau abiotici, sunt concentrați pe o suprafață compactă de 0,5 hectare. S-a discutat, având în vedere că avem produse accidentale 60, 70, 80 de minute, nu știm încă precis cât e, că încă nu s-a terminat cu marcarea. Aici și depășirea posibilității, dar și e vorba și de teren, de suprafață, care au rămas definitiv fără nicio arbor. Și în cazul în care arborii sunt concentrați pe o suprafață compactă de 0,5 hectare mai mare, cere refacere amenajamentului. Noi îi trimitem în spate la dânsii și apoi dânsii sunt responsabili pentru treaba asta. Dacă sunt alte discuții în cu privința proiectului. Domnilor consilieri, dacă nu, propun altfel. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Diverse. Nu? Domnilor, la diverse avem niște cele. Pot să prezint? Da, vă rog. Și anul trecut, Consiliul Local a aprobat, adică am hotărât, a făcut o hotărâre ca să-l ajutăm centrul de permanență de la Lunca de Sus. Având în vedere că
și de la noi, de la din comună, umblă foarte multă lume acolo. Adică are nevoie de îngrijire, de salvare și așa mai departe. Anul trecut am putut să rezolvăm și anul ăsta a venit cu cererea doamna doctor de la Lunca de Sus, dacă putem să-l ajutăm și anul ăsta cu lemn de foc, cum am făcut anul trecut. Aici este vorba de la nivel, adică din comuna noastră au fost 413 persoane din Timiș și Făget, din totalul de 1579. Adică aproape suntem în aceeași situație ca și Lunca de Mijlocu și Lunca de Susu. Părerea mea este că dacă sunteți de acord, ar trebui să facem proiecte utile sau să-l ajutăm sau să-l sprijinim. Ce spuneți? Sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Suntem de acord. Trebuie făcut un proiect de hotărâre și la ședință. Ce înseamnă sprijin? Cât? Cum? O mașină de e undeva un 10 metri cub de lemn de foc. Așa ceva a fost. O mașină de lemn de foc, o mașină mare, a fost trimisă la Lunca de Sus anul trecut. Da, păi avem. Mai sunt și confiscări, mai sunt la altă și se poate ajuta. Dacă nu, cât mai urgent. Că e, dacă au nevoie... Încă mi s-a adus încă o cerere. Adică, stat așa să... Aici era. Da. Subsemnatul Forcoș Tibor. Reprezentat al ECO, Asociația Bio, din care face parte și de la noi, din Timiș și Făget, 30-50 de persoane exact, nu știu, dar avem oameni care s-au înscris în Asociația Bio și are o rugăminte dacă putem să dăm un spațiu unde să facă un punct de lucru pentru Asociația Bio și în viitor să începem să facem acolo, dacă undeva putem să dăm un loc, să facem și un centru de colectare a laptelui. Dacă sunteți de acord, eu am propus să fie vechiul cabinet veterinar aici, lângă primărie. Dacă sunteți de acord, dacă atunci... oamenii nu trebuie să deplaseze la Lunca de Sus, vin aici, el vine aici și situația e mai... Dacă cu un contract de comodat, da. Dacă putem să dăm, dacă sunteți de acord, dăm, dacă nu sunteți de acord, nu dăm. Aici s-a discutat și în ședință de comisie, toată lumea a fost de acord. Dacă noi acum lăsăm asta ca să vă apă pentru domnul, atunci dacă cândva o să fie un loc și nu o să fie doamna asta, unde nu mai vorbim și pe ala? Dar nu e vorba, el nu stă aici, dacă vine o lună odată sau de două ori, sunt eu oameni. Adică prima lucrurile pe... reparate la prima dată, sau ce se întâmplă? Ăla până când am reparat, ăla trebuie demolat, nu reparat, că ăla nu pot să repar. Deja ăla e întors, ăla trebuie demolat. Dar până atunci, dacă propuneți o altă clădire, nu e nicio problemă. Adică să aibă un birou unde să primească oamenii... Dar nu are nu avem dat o scripturărie, o cameră unde se poate băga. Acolo nu știu câte spații avem, că având în vedere noi trebuie să căutăm încă un spațiu și pentru arhivă, că suntem obligați, nu știu ce putem să facem, că trebuie să scoatem de aici. Acolo trebuie să ne mutăm cu arhiva. Da, dacă îmi permiteți, deci ei și până acum, de câte ori au solicitat, au fost în serviciu cu căminile culturale din comună, la Rechitiș, la Bolovăniș și chiar și la centru. Dar se poate face un contract și este pe termen limitat. Adică când o să fie o intervenție ca să putem da drumul la cabinetul veterinar, atunci dăm drumul, nu? Păi da, dar ideea era în felul următor. Dacă poate să facă un punct de lucru aici, cu oamenii ăștia care sunt înscriși, atunci și noi pe viitor putem să ajutăm sau, și să sprijinim, să pornim centrul ăla de colectare a laptelui. Credeți-ne, e foarte urgent treaba asta, mai ales cu strângerea laptelui. Trebuie să facem ceva. În alte comune s-au mobilizat, au făcut, au reușit și, de exemplu, nu au un exemplu, să zicem, iarăși nu, dar trebuie să zicem un exemplu, Lunca de Mijlocu. Când anual, numai din lapte, plătesc pentru oameni
adică 18 miliarde lei vechi, cum ar veni, 1,8 milioane de lei, să știți că este o sumă foarte mare care intră în comună și intră direct în buzunarul oamenilor. Bine, aici noi nu avem atâta animale, dar nici nu punem nimic pe masă ca să ținem, adică să-l ajutăm. Colectarea aici, nu putem să o facem. Unde spuneți dumneavoastră, acolo nu vedem la cum a zis domnul consilier, așa nu o să corespundă deloc. De început trebuie undeva început și cu timpul. Domnilor, eu facem un proiect ceva la Lunca de Jos. Ați fost și l-ați interesat, că și eu sunt în asociație acolo. Vreo 10 ani de zile a durat până au ajuns unde sunt acum. Nu e așa de ușor. Nu e așa. Și a fost cu proiect european. Dacă nu începem odată... Știu, dar așa nu se poate. Trebuie început. Început, dacă nu e bun, trebuie facem. Trebuie să facem proiect, cineva trebuie să... Știți că dacă faci proiectul până ajungi cu proiectul, trec niște ani. Și trebuie văzut unde ne permite, sau să vedem cum putem face unde a fost la brutărie, să vedem. Acolo eu am fost ce? Acolo este un stare dezastru. Domnilor, decideți dacă ziceți că se poate, se poate, dacă nu se poate, nu se poate. Asta nu e nicio problemă. Se poate, dacă se poate. Sunteți pentru, domnule consilier. Cine e pentru? Cine e împotrivă, cine se abține? Toată lumea e. Domnilor consilieri diverse, cine are ceva de dat cu mai era aceea? Da. Către primăria Ghimeș-Făget. Regia publică locală, ocolul Silviu Ghimeș era reprezentat prin șeful de ocol inginer Cosma Nicolae. Prin prezență vă invităm, înaintăm solicitarea sprijină a grupului de acțiune locală Valea Muntelui cu privire la acordarea de material lemnos pentru refacerea acoperișului Doina Dărmănești, așa, arsă în incendiu din luna decembrie 2019, situația pe raza orașului Dărmănești din județul Bacău. Având în vedere cele menționate mai sus, propun acordarea cantității de 50 de metri cu lemn lucru rășinoase, fără coajă, din masa lemnoasă destinată nevoilor locale pentru anul 2020, fără valoare și amplasată pe suprafața comunei Ghimeș-Făget. Șeful colegilor Cosma Nicolae. Așa întrebare. Ce legătură avem noi cu comuna cu... Domnul Teamu, nu vreau să ajung, adică dacă, Doamne ferește, bar de casa și eu vă duc 2 metri cu ce legătură am eu cu dumneavoastră să duc? Domnule, aici e vorba, dacă putem, aici nu e legătura. Domnule, acolo ars o clădire, domnule, poate că o solicitat cine cu ce poate ajuta. N-avem nicio legătură, nicio legătură n-avem, dar cred că o solicitat ocolul silnic, dacă putem ajuta. Dacă putem ajuta, ajutăm, dacă sunteți de acord. Ajutăm dacă nu sunteți de acord. Aveți dreptate. Nici o problemă. Asta, aici am încă o problemă. Fiți atent aici, domnul Arcădeu. Dar aici am văzut că domnul primar a cerut 50 de metri cub, domnul primar a propus 15 metri cub. Eu cred că de 15 metri cub comuna asta nu o să cadă în genunchi după atâta. Eu dacă sunteți de acord, sunteți de acord dacă nu sunteți de acord. Și vă zic cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Eu de aia am propus 15 metri cub, că noi aici în comună, când am avut probleme, am aprobat pentru localnicii noștri 20 de metri cub. Da, undeva cred că îl ajutăm, dar trebuie să ajutăm localnicii, în primul rând, că și noi avem destul de multe probleme. Domnul, s-a cerut dacă putem ajuta, ajutăm, dacă nu putem, nu ajutăm. Asta e toată povestea, nu e nicio problemă. Domnul președinte, vedeți că aveți o abținere la... Ortean era. Domnul consilier, trecem la diverse. Domnul Ortean, aveți ceva? Da, am atâta la diverse, că vă rog frumos, foarte frumos,
pe pagina primăriei, ca să scrieți toată comuna Sovadă, că mai sunt 3 luni și iarăși încep cu depunerea dosarelor pentru izvadul, pentru toată, și să curețe, să nu rămâne iarăși ca data trecută, că nu avem timp și nu ne-a informat nimeni. Da, da. Eu cu domnul... Cine n-a curățat, fără frumos, să-l tăiați din... Să desfăce contractul. Exact. Dacă eu sunt, dacă parcă nu e tal, cine este, dacă am luat angajamentul ăsta? Noi deja am fost și pe teren. Și iau un bănut, să-l curețe. Noi am fost pe teren, atât domnul viceprimar, am făcut fotografii și o să punem pe site cum arată pășunile și o să facem un anunț. Acum ziceți dumneavoastră, adică... Domnul consilier, ce dată să punem ca să fie curățat? Termen. Nu pot să pun termen, că dacă vine o iarnă, acum și nu poate. Acum dar de aceea trebuie cât mai repede, că 30 iunie, anul viitor, e bine? Nu, 30 aprilie. Mai. Am înțeles, o să facem public și o să punem presa. Dar cine nu curăță înseamnă că se desface contractul. Da, fără nicio supărare. Domnul, dar continuează, aveți? Nu? Domnul? Urmă o întrebare. Și cum stăm cu proiectul de dig de la din punctul Ghimeș? Domnul primar, vă rog, dacă se dă la cu proiectul dig de la Ghimeș, nu am ne aparține nouă ca primărie. Dar ce am putut să mă interesez, aparține de Aba Siret și este o lucrare deschisă la Urechești, la care am fost prins și noi ca comună Ghimeș-Făget. Este în fază de avizare. În rest, mai mult nu pot să vă zic nimic, că nu am alte informații, că nu ne aparține nouă. Ce am putut, am aflat. Acum, când, în luna 10-a, 9-a, domnul vice, fost primar, a dat avizul favorabil al primarului la proiectul ăla. După aia, așa am înțeles că a fost cerut un aviz și de la Galați, CFR Galați, că trebuie să ceară de acolo. În rest, nu mai știu nimic. Sperăm că o să fie ceva făcut cu digul ăla. Mulțumesc. Domnul Vârsan, aveți ceva? Da, cu digul ăsta, acum 3 sau 4 luni, când eram la Consiliul Județean, eram în fază de certificat de urbanism. Dacă între timp s-au mai făcut lucrări sau obținut avizele, bănuiesc că sunt la autorizația de construire. Pe anul viitor, dacă asta ați putea să vă interesați, dacă și-au scos avizele, măcar sunt în... Autorizația de construcție încă nu i-a scos. Erau în fază de... Da, sunt, era... acum cer avizele. Să sperăm că poate să deruleze, că la urma urmei trebuie să urgenteze dacă... E vorba de niște bani și așa am înțeles că erau alocate și sumele respective. Da. Mai aveți, domnul Vârsan? Nu. Urmă tot, domnul consilier? Cine mai? Nu. Domnul Aineală? Da. Domnul primar, aș vrea să țineți, să luați cunoștință că pe Bolovăniș, așa, dacă se poate, cumva, până a intrat în iarnă, cu drum, așa, că mai sunt unele locuri unde au început a apărea gropi și să fie trezut minim, așa cât se poate, ca la intrarea în iarnă să nu fie cu gropi, că până va fi mai greu. Să fie 2 săptămâni nu cu grup și restul în faia. Domnul, mai aveți domnul Aydar? Nu, mulțumesc mult. Aș avea o rugăminte, dacă ați putea să curățați puțin pe Orăneașă, șanțul, că e prins și după aia, dacă o să fie timpul mai mare la iarnă, iese apa în gheață și se poate circula pe drum. Dacă se poate puțin, că... Șanțul, ziceți, nu? Da, dacă... Este, dacă... E corect. Mai aveți așa, domnul Tenaș. Cu uitaluis. Nu. Mulțumesc. Domnul Vicepreanu, aveți ce? Aveți, nu? Vă mulțumim că ați venit la ședință, închid ședința. Vă doresc sănătate, e mai bine.